Ciobănaș inocent și fără carte, pe Drache Lupu îl vede pe moșu, pe care îl descrie și ale cărui învățături le propagă. Nu fără ezitare. Moșu este identificat ulterior ca Dumnezeu, iar cazul este discutat mult în presă sub titluri de genul Vedenia sau Minunea de la Maglavit. Notorietatea personajului este enormă. Ajunge să fie invitat de regele Carol al II-lea la palatul său de la Peleș și este adus pe frontul de răsărit de mareșalul Antonescu. Un ciobănaș gângav care vorbește cu Dumnezeu nu putea să nu genereze suspiciuni științifice. Un Moise din secolul 20 este, înainte de toate, suspect. De aici, recursul la expertiza medicală. O comisie specializată în frunte cu ilustrul doctor Gheorghe Marinescu i-a atestat ciobanului integritatea psihică, iar în cartea sa, publicată urgent, Lurd și Maglavit, Gheorghe Marinescu, dincolo de paralela cu Lurd, a spus explicit că Petrache Lupu e mult mai normal decât mulți dintre noi și a subliniat, pentru a contracara și acuzele de escrocherie, că ciobanul de la Maglavit e de o dezinteresare absolută. Concluzia medicului este tranșantă. Nu e un debil, ci un apostol. Cu banii adunați vrea să construiască un spital și o mănăstire și nu a fost în niciun caz singurul care gândea așa, nici atunci, nici mai târziu. Psihologul clujan Nicolae Mărgineanu, care după 1944 avea să-l întâlnească pe Petrache Lupu în închisoare, avea să confirme diagnosticul. Nici nebun, nici sfânt. Mai degrabă un inocent slăbuț la minte, dar care nu face niciun rău. Dimpotrivă. Constantin Argetoianu, personaj fără fibră religioasă, nota cu satisfacție în însemnări zilnice pe 1 septembrie 1935. Petrache Lupu nu face rău nimănui, ci dimpotrivă, mult bine. A moralizat lumea în tot județul, oamenii nu mai drăcuie, nu mai fură și au devenit mai buni. Au început să meargă și la biserică. La Breasta, unde biserica e în parc, nu mi-aduc aminte să fi văzut de când sunt eu, duminica, mai mult de 4-5 femei. Acum biserica e plină de bărbați și de femei, de nu poți pătrunde întrânsa. Numai de la Breasta s-au dus în cursul verii la Maglavit 4 sau 5 autobuze tixite de lume. Un nebun inocent care ne învață de bine. Dar asta nu e tot. Maglavitul capătă în epocă chiar și conotații culturale sau metafizice. Camil Petrescu, de pildă, le cerea politicienilor vremii lui să meargă la Maglavit, în speranța că acolo se va întâmpla vreo minune care să-i facă mai înțelepți, să-i apropie de imperativele vremii în care trăiesc. Dar miza cea mai mare a fost religioasă. Nichifor Crainic nota, după o vizită la Maglavit în care a discutat cu Petrache Lupu, acest cioban, blând ca un copil, soluțiile lui erau simple și practice. Bunul său simț este fără cusur. Domnul și putatăl dumneavoastră, Vărcu Petrache Lupu. Bunicu. Bunicu. Bunicu Vărcu Petrache Lupu, da. Deci l-ați cunoscut. Povestiți-mi, vă rog, din copilărie, ce vă amintiți de Petrache Lupu? Mi-amintesc din copilărie faptul că aici, la liziera pădurii, aveam un loc unde puneam pepeni, lubeniță, bună, și aveam și un cerdac mare acolo făcut de ei, de ai bătrâni. Și mereu, când pleca acasă, el avea un măgar, cu, la noi zice, droașcă, droașcă, un fel de căruță, șaret așa, cu roz de lemn, din lemn, era micuț așa și o punea pe măgar. Și îi zicea bunicul meu, când pleca el acasă, ia-l și pe nepotul meu să meargă cu tine până acasă. Că mă și aducea înapoi, nu doar mă... Și în multe, că uite, pe aici treceam pe la fântână, pe drum acolo, e și pe aici drum care ieșea pe la mănăstire, dar pe acolo mergeam. Și el, când ajungeam în dreptul mănăstirii, atunci cum era aia, decât zidurile, pilonii ridicată, oprea undeva acolo în dreapta și îmi zicea să-l aștept că merge să taie o prăjină din pădure. Și într-una din zile am văzut că întârzie, m-am dus să văd ce face. Și el era acolo jos, sub ruinele mănăstirii, sub vechea construcție a mănăstirii. Păi ea are o talpă așa de beton și jos în pământ,
pentru că atunci când venea Dunărea să treacă pe dedesubt. Mănăstirea care e acum deasupra, jos, sub ea, de asta e așa făcută. Și în pământ are o placă imensă de beton și cu piloni ca să treacă apa pe sub ea, că nu era diguri pe vremea aia. Și el se ruga acolo la mănăstire. L-am lăsat în pace, știam că e cu... Îmi spunea bunicul meu, să-l lași în pace, că el se roagă acolo la moșul, la Dumnezeu, la... e cu credința lui. Eram copii, cred că aveam vreo 7-8 ani pe vremea aia. Și o altă întâmplare care am pătit-o eu atunci, când strângeau ierburile ăștia uscate de la Bostan să le scoată afară, le-au dat foc aici o grămadă, acolo. Am luat și eu cu furca să duc dintr-o ana și mi-a scăpat focul și a luat foc pe lizira pădurii. Da, vă stați seama, părinții, lumea care era agitați cu dea să stingă focul. Și Petrache, Lupu, Moș Petre, cum îi ziceam noi, taicu, ca să zic, a îngenunchiat și s-a rugat. Și a început să plouă. Din scurt, senin? Din senin, nu știu. Că toată lumea a rămas să... Și a plouat când se stingă focul? A plouat, s-a stins focul, că era așa o fâșie de foc. A plouat, scurt, s-a stins focul. Iar domnule, domnule, nu se poate, e o minune. Cum din senin să pună ploaie? Uite. Și mai avea așa o vorbă și să te mânghie pe cap. Îți spuneam una aici pe cap. Doamne ajută, Doamne ajută, că el era gângav așa, nu vorbea gramatical corect așa. Și doar la, și la copii, la toată lumea, la ăștia mici. Când se ducea și le punea mâna pe cap așa și zicea, Doamne ajută, Doamne ajută. Era un om care își purta veșmântul ăla lui, de cioban, autentic, cu opinci, cu nojiță și cu ăștia. Și pălăria aia mică, neagră, așa, pe care o purta pe cap continuu, cămașe popular, cu ilic, cu tot. Deci el nu se dezlipea de veșmântul ăsta. Eu am fost de multe ori la el în casă, am făcut fotografii după multe tablouri, reproduceri, după multe poze după acolo. Și într-adevăr, omul ăsta, eu am văzut și o reportaje care s-au făcut și pe internet și pe le-am văzut despre Petrache Lupu, minunea din 30 și cât a fost atunci. Mă gândesc că oamenii ăștia, de la bunici știm și noi că n-am trăit vremurile pe când câtă lume era aici, de la Buturuci și până la mănăstire, și îmi spunea bunica mea, zice că mergea pe noi, parcă era un fulg de nea. Ne călcam picioare și nici nu simțeam. Și atunci mă gândesc că totuși ceva s-a întâmplat, că altfel lumea n-ar fi vorbit degeaba. Noi n-am trăit momentele de atunci, dar din povești de la bunici, tot așa, le spunem și noi din gură în gură, să zice, le transmitem pe cale orală și altora ca să știe. Pentru că satul ăsta, mă gândesc eu așa, comuna asta Maglavit, e un loc, cred că binecuvântat de Dumnezeu. Aici, de când, pe vremea când nu era digul, când venea apa până aproape de sat acolo, a umflat Dunărea, gen cum o să fie acum, după ploile și inundațiile care sunt și în celelalte țări, o să dea drumul la apă. A, și în rest, ce să vă spun eu? Vă amintiți ceva din ce v-a spus Petrache Lupu? V-a povestit vreodată ce a văzut sau v-a spus, v-a dat niște sfaturi, ceva? Nu vorbea despre... Singurul lucru pe care știu de la bunicul meu, că au fost și ciobani împreună, acolo la mănăstire, știți, în fața mănăstirii, e o bucată de piatră. Nu știu dacă ați văzut-o, dacă ați filmat-o acum. Nu. E o bucată de piatră, dincolo, în partea de mănăstire. Aici au avut ei stâna. Odată și povestea că atunci, în momentul ăla când a avut viziunile ăștia, bunicul, și eu nu vedea nimic. El stătea în genunchi să ruga. La ce nu știu. Și odată de două și atunci i s-a... Că tot zice că îi spunea să ducă să spună la oameni, să se spovedească, să pocăiască, să creadă în Dumnezeu. Și atunci, acolo la unde e piatra aia, de fapt a fost și o troiță de piatre, nu știu dacă o mai fi,
Dumnezeu l-a împiedicat și a vărsat dorna aia, găleata aia cu lapte. Și aia s-a făcut, zice că s-ar fi făcut o piatră acolo. Bunicul dumneavoastră era cu el când a avut da, una dintre vizuri? Era cu el la stână, amândoi. Bine, mai erau poate și alții, dacă, după câte am văzut în fotografie, erau mulți pe acolo, pe la stânele, pe unde aveau, au avut și acolo la Buturugi. Bănânc, aici s-a văzut prima, a avut prima viziune. Și zice, ceva, el zice că îngenunchea și se ruga. Ceilalți nu vedeau nimic. Nu aveau nicio putere să vadă decât el. Zice că așa spunea, că e moșu ca un abur mare, nu știu ce, cu barbă, cum îl vedea. Numai el poate să... Dar nu v-a zis nimic, adică v-a spus vreodată copil, nu, dar copile, să te rogi la Dumnezeu sau să te întorci la credință sau să... Nu, de credință nicio vorbă. Zicea să crezi în moșu. Nu zicea moșu cu ș, motu, asta era, că nu vorbea bine. Să cred în motu. Și mai avea el o vorbă, mi-aduc aminte, zicea, cineva pune mâna pe steaua cu 5 stele și că o să spună el odată adevărul, n-a apucat să-l mai spună. N-a spus nimănui. Ce însemna cine o să pună mâna pe steaua cu 5 stele? Ce-o fi vrând să adică spună cu vorba? Comuniștii. Asta, probabil că fi fost steaua cu 5 stele, să fi fost comuniștii. Dar după câte mai târziu, când a crescut așa mai, spunea despre țara asta românească că o să cadă pradă fără să fie tras un glonț. Știți asta? Ați auzit asta? Ne spunea pe aici, pe la noi, că noi dacă stăm pe acolo, pe aproape, pe vremuri lumea așa la scaun, la poartă, să stea de pe seara, așa, după ce să iese să vorbească. Și el trecea mereu și lumea îl întreba. El credeau că aia e Sfântul, nu știu ce, că nu e el. Avea totuși o viziune și probabil că în ziua de asta adeverește. Cum a spus? Că țara asta o să cadă pradă fără să fie, o să fie cucerită fără să fie tras un glonț. A spus el asta oamenilor? Da. România va fi cucerită fără să fie tragă, să, nu un glonț, să treacă odată cu tunul. Parcă să zic așa. Și bănui că în zilele de astăzi se adeverește că România... Mai e ceva ce vă amintiți din ce a spus oamenilor? Multă lume venea la el la casă. Multă lume venea la el la casă și copiii, bolnavi, mă rog. Știți pe cineva care s-a vindecat după ce l-a cunoscut sau după ce s-a rugat pe Petrache? Adică nu mi-amintesc că eram copil pe vremea aia. Mai târziu încoace lumea l-a cam ocolit, el nu prea mai vedea bine, se îmbolnăvise și, mă rog, nu prea l-au mai căutat. Dar în vremurile de mult, pe câte am văzut în fotografiile pe care le avea acolo într-o cameră expuse, lume, îți dai seama, din toată țara și din nordul țării veneau aici, câte zile au făcut să ajungă la Petrache Lupu. Și acolo, la Buturugi, avea un, să vă spun așa, un foișor. Urca acolo și de acolo și vorbea, da. Dar de ce spuneți că în ultimii ani nu l-a mai căutat lumea? Nu l-a mai căutat pentru că el se îmbolnăvise, nu mai vedea bine și nici nu prea mai ieșea. Până... Asta a fost. Istoria lui Petrache Lupu, eu cunoscându-l de când eram așa, nu știu. Unii poate l-au ignorat că nu e Petrache Lupu un sfânt, dar totuși, ceva el totuși cred că în viziunea lui acolo a avut ceva. Un sâmbure de adevăr a spus. Cum, de unde, Dumnezeu știe. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Voi cu Voi, cu suntem la Maglavit, la Mănăstirea Maglavit. Ați văzut în deschiderea emisiunii această poveste a lui Petrache Lupu. Uneori Dumnezeu are simțul umorului, îl cheamă Lupu și păzea oile, era așadar cioban.
Într-o cântare bisericească se spune că a-L vedea pe Dumnezeu nu este cu putință oamenilor și poate că de aici a plecat această controversă. Unii reprezentanți ai bisericii recunosc viziunile pe care le-a avut Petrache Lupu, alții nu. Invitat special în această seară este diaconul Alexandru Vanciu, care a și scris o carte, Petrache Lupu și minunea de la Maglavit. Dumnealui o să ne explice în această seară, pentru că în carte sunt foarte multe mărturii ale oamenilor care l-au cunoscut și care susțin că au fost vindecați datorită rugăciunilor înălțate de Petrache Lupu. Părinte, bună seara! Bună seara! Au fost trei vineri la rând în care moșul, așa cum îl denumea și îl descria Petrache Lupu, i s-a arătat. Abia a treia oară el a acceptat să spună lumii ce a cerut Dumnezeu să spună. Și acum vă întreb, părinte, cu siguranță că aveți o cultură extraordinară din punct de vedere teologic. La Lourdes au fost tot ciobani. Fatima, cei trei copii, la fel, erau cu oile și așa mai departe. În Biblie spune că El este păstorul Dumnezeu, nu? Că este păstorul oilor. Spuneți-mi, vă rog, ce anume ați găsit dumneavoastră nou în această carte? Pentru că este o carte pe care ați scris-o în foarte mult timp și care are niște noutăți față de ceea ce știm noi de pe internet despre Petrache Lupu. Putem spune că este un fenomen unic în România, Petrache Lupu. Dumnezeu a hotărât la momentul potrivit să-l aleagă pe Petrache Lupu pentru a întoarce pe oameni. Pe data de 31 mai, pe 7 iunie și 14 iunie anului 1935. Spunea și dumneavoastră că El a avut trei vineri consecutive. De aici putem deduce smerenia ciobanului Petrache Lupu, care nu din prima întâmplare se duce fălos înaintea oamenilor să spună că El este omul lui Dumnezeu. Și smerit cum era și temător de Dumnezeu, El se teme și așteaptă. Dumnezeu se arată și a doua oară și a treia oară se arată mustrându-L de ce nu a fost să spună oamenilor. Și amânând Petrache Lupu să meargă la oameni să spună mesajul lui Dumnezeu, moșul, așa cum îl numește pe Dumnezeu, îl însoțește până la stână, acolo unde se oprește cu el la un pom care este numit La Salcie și Petrache Lupu ia hotărârea să meargă imediat în sat și să vorbească. Bineînțeles că merge la preotul satului și îi spune cele întâmplate. Mesajul lui Petrache Lupu n-a fost unul doar local, trecător, ci răsunetul de pocăință pe care Petrache Lupu l-a transmis oamenilor, a adus aici la Maglavit oameni simpli care, după mărturia multora, veneau pe jos. Sunt sate din județul Gorj care mărturisesc că au venit pe jos la Maglavit doar ca să asculte cuvântul lui Petrache Lupu și să vadă locul minunilor. A adus teologi, mulți teologi ai vremii care în diferite scrieri își exprimă opinia despre cele văzute la Maglavit și despre luciditatea cuvintelor lui Petrache Lupu. Aici putem aminti pe marele teolog Dumitru Stăniloae sau pe Ilarion Felea. Mitropolitul Nicolae Corneanu sau mitropolitul Nestor Fornicescu, care în copilărie, când mama lui era bolnavă, l-a adus aici la Maglavit, la Petrache Lupu, el fiind de origine din Moldova. Și a rămas la suflet acest loc al minunilor, această pădure sfântă, care atunci când ajunge mitropolit, are o părintească grijă față de acest loc. Redeschide mănăstirea în 1990.
Tot aici a fost și părintele Teofil Pârianu, care știm că toată viața sa a fost orb din naștere. El a venit aici, la locul sfânt, cu speranța de a-și recăpăta vederea. Și el, într-un dialog cu mitropolitul Antonie Plămădeală, mărturisește că aici era un loc încărcat de bucurie sfântă. Și medici, mulți medici au venit să cerceteze dacă realitatea evenimentelor de aici este una reală sau este produsul minții unui om bolnav. Și cel mai mare medic care a cercetat integritatea mentală a lui Petrache Lupu este Gheorghe Marinescu, care l-a apreciat foarte mult și care a scris chiar o carte despre cele cercetate aici. Despre lucrurile pe care Petrache Lupu le-a spus oamenilor că se vor întâmpla sau urmează să se întâmple, părinte, ce știți despre asta? Petrache Lupu a fost dus în timpul celui de-al doilea război mondial pe câmpul de luptă, acolo unde, într-adevăr, a prevestit că războiul se va pierde, ceea ce s-a și întâmplat. Motiv pentru care l-au luat repede de pe front ca soldații să nu audă această prevestire și să fie descurajați. De asemenea, el a avut mai multe viziuni în afară de cele trei vineri, când l-a văzut pe moșul. Într-una dintre ele a văzut o stea care, după unele interpretări, este instaurarea unui nou regim politic în țara noastră, ceea ce s-a avut loc și a stat undeva de jumătate de secol la conducerea țării noastre. Deci putem spune că a avut unele revelații, unele cunoștințe care s-au petrecut în țara noastră și care le-a spus. Mai există o vorbă mare pe care Petrache Lupu trebuia să o spună, însă în luna august 1949, atunci când oamenii se adunaseră aici pentru a auzi vorba cea mare pe care o primise de la Dumnezeu, de la moș, regimul politic din vremea respectivă vine cu o mașină și îl ridică. Impresionant în acest moment este faptul că, urcat fiind Petrache Lupu în mașină pentru a fi dus la închisoare, mașina nu a pornit. Iar Petrache Lupu, fiindcă accepta și respecta atât conducerea țării, cât și conducerea bisericii, el acceptă și chiar se roagă ca mașina să pornească și mașina pornește, iar el este dus la închisoare pentru o perioadă. După aceea e eliberat cu condiția să nu mai vorbească despre vorba cea mare sau despre cele petrecute aici, el rămânând doar în interiorul casei lui, rugându-se în continuare și păstrând în inima lui cele întâmplate. Petrache Lupu a rămas fidel față de cele văzute și auzite pe aceste locuri. Mulți oameni, înascunți, bineînțeles, mergeau la Petrache Lupu și Petrache Lupu se ruga împreună cu ei și își recăpătau sănătatea. Chiar aici în sat am întâlnit un sătean care, copil fiind, era bolnav de epilepsie. El a apelat la Petrache Lupu și
După câteva zile de rugăciune împreună cu Petrache Lupu, mi-a mărturisit că s-a vindecat și nici până în ziua de astăzi el n-a mai avut vreo criză de epilepsie. De asemenea, locul a fost respectat de săteni în permanență, chiar și în perioada cât mănăstirea a fost închisă. De la unul dintre stareții mănăstirii am aflat că în timpul mitropolitului Nestor Fornicescu, care făcea deseori vizite pastorale în zona aceasta, se rătrăgea, se abătea din drumul său pentru a se reculege în aceste locuri. Și într-una din zile a întâlnit o femeie care în permanență venea și aprindea o candelă aici. Ceea ce l-a făcut la momentul respectiv pe mitropolitul Olteniei să îi dea un ajutor financiar, care, după mărturia femeii respective, i-au ajuns până la căderea regimului politic din perioada respectivă. Părinte, previziunile pe care Petrache Lupu le-a făcut au fost scrise undeva sau au fost doar spuse și oamenii martorii a celor spuse de el? Nu, Petrache Lupu a vorbit verbal, a învățat verbal. Nu putem spune că avem scrieri a ceea ce a spus el. A spus. Ceea ce putem întâlni sunt mărturiile celor care au fost pe aceste locuri, care au văzut cu ochii lor vindecări. Chiar părintele Dumitru Stăniloae mărturisește într-un articol în Telegraful Român câteva minuni pe care le-a văzut cu ochii săi, oameni care veneau orbi sau șchiopi sau muți și plecau de aici văzând, mergând pe picioarele lor sau auzind perfect. Însuși Petrache Lupu este o minune a lui Dumnezeu, fiindcă el, mut și surd fiind, după vederea lui Dumnezeu, un chip de moș, își recapătă glasul și auzul și poate să vorbească oamenilor. Regele Mihai a botezat copilul. Da. Lui Petrache Lupu, adevărat? Da. Cel de-al doilea copil al lui Petrache Lupu, Mihai, a fost botezat de generalul Sichitiu, a fost prezent la botez, dar cu ajutorul financiar al regelui Carol al II-lea, care nu a fost prezent la botez, dar care și-a trimis un reprezentant. Și copilul a primit numele Mihai. Mihai, după regretanul rege, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Da. Petrache Lupu a trăit mult. A murit în 1997, părinte, nu? Știu bine eu. În 1994. Am 94. Deci a trăit foarte mult, a trăit o viață lungă. Da. Venea aici la biserică, după ce a trecut regimul comunist, după toată prigoana prin care a trecut, venea aici, părinte? Sau mergea acolo la salce sau doar stătea și se ruga acasă, cum ar veni? Cu siguranță că în drumurile lui era și acest loc care îi aducea aminte de Dumnezeu și unde cred că putea să se reculeagă și ruga lui Dumnezeu. Dar în același timp presupunem că și frica care l-a cuprins după anii de întemnițare l-au făcut oarecum înascuns, dacă a fost să vină în aceste locuri. Ați făcut dumneavoastră aici o paralelă foarte interesantă între viziunea pe care Petrache Lupu a avut-o numindu-l moș pe cel pe care l-a văzut și Profetul Daniel. Profetul Daniel, care și el de asemenea a avut o viziune cumva similară și aș vrea să explicați cumva, părinte. Putem compara și faptul că atât profetul Daniel cât și Petrache Lupu erau de aceeași meserie. Erau ciobani. Ciobani. Chiar dacă unul a ajuns rege și unul a rămas în continuare cioban până la sfârșitul vieții.
Într-adevăr, în paginile Sfintei Scripturii întâlnim în capitolul 9 al cărții profetului Daniel o descriere a unei viziuni pe care a avut-o, în care descrie pe cel vechi de zile, așa îl numește. Tot la fel alb, în veșminte albe, cu păr alb, plutind deasupra pământului. Iar ciobanul Petrache Lupu, deși cu alte cuvinte, nu identic, ca să spunem că ar fi învățat Petrache Lupu să spună, să redea exact vedenia profetului Daniel, descrie în cuvintele sale de om simplu același lucru, vedenia pe care a avut-o. Locul este cunoscut ca fiind locul minunilor de la Maglavit. Deci toată lumea care aude de Maglavit știe că aici s-au petrecut niște minuni datorate, evident, rugăciunilor, credinței și a faptului că Petrache Lupu este mormântat în curtea mănăstirii, Părinte. Petrache Lupu inițial a fost mormântat la cererea familiei în cimitirul satului. Petrache Lupu ajunge în incinta mănăstirii în 2007 prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului Părinte Irineu. Și, într-adevăr, aici a fost un loc al minunilor. Toată zona aceasta de jur împrejur a bisericii unde ne aflăm, erau oameni întinși, bolnavi, paralizați, orbi, șchiopi, muți, surzi sau cu alte probleme de sănătate, poate nedepistate în perioada respectivă de medicina care se afla în țara noastră, și se rugau personal, se rugau și la ciobanul Petrache Lupu. Interesant și frumos este că, din ceea ce am studiat, Petrache Lupu niciodată nu își însușea, nu își atribuia vindecările oamenilor, ci întotdeauna spunea oamenilor: rugați-vă moșului sau rugați-vă lui Dumnezeu. El este cel care vă vindecă și eu o să mă rog pentru voi. Chiar în anul 2021 avem o mărturie a unui bărbat din Severin care, având probleme la spate, fiind în zonă, în vacanță cu familia sa, trece la mănăstire și ajunge la locul numit La Salcie, acolo unde citește istoricul pe o tăbliță despre cele întâmplate, și îi vine un gând să se roage: Sfinte Petrache Lupu, roagă-te și pentru mine să mă fac mai bine. Și la scurt timp ne spune că durerea de la spate, junghiul pe care îl avea, a început să dispară și s-a întors să mulțumească lui Petrache Lupu pentru ajutorul primit. Și tot el spune că într-una din nopți l-a și visat pe cioban, vorbindu-i prietenos și spunându-i că nu eu te-am vindecat, ci Dumnezeu pentru credința ta. S-a luat vreodată în calcul posibilitatea canonizării lui Petrache Lupu, Părinte? Momentan nu. Timpul este cel care va arăta evlavia oamenilor față de Petrache Lupu, însă putem crede cu tărie, din ceea ce vedem și din mărturia celor din vremea respectivă, că mesajul a avut un impact frumos asupra oamenilor. Faptul că aici, datorită activității lui Petrache Lupu, s-a construit un frumos lăcaș de cult unde se aduce rugăciune și slavă lui Dumnezeu în fiecare zi,
și faptul că Petrache Lupu pe mulți i-a întors de la necredință la credință. Domn profesor, ați fost primar în Maglavit 30 de ani sau cât? Aproape. Am fost primar în Maglavit din 1990 până în 2020. Până în 2020. Petrache Lupu a murit în 1994. L-ați cunoscut, domn profesor? Da, l-am cunoscut încă de când eram copil, deci se știa de dumnealui. Am fost în niște relații foarte bune, a fost un om foarte bun la suflet, un om care avea o deosebită plăcere să vorbește. Ce vă amintiți, dumneavoastră, domn profesor, despre minunile despre care oamenii vorbesc, că s-au săvârșit aici la Maglavit, de altfel cunoscută ca fiind locul minunilor de la Maglavit, oamenii care mergeau la Petrache Lupu? Spuneți-mi ce vă amintiți, dumneavoastră, ați fost și când l-a înmormântat pe Petrache Lupu. Deci, minunea s-a întâmplat în anul 1935. El, fiind cioban, la o stână aproape de Dunăre, a plecat spre casă. Spre casă, la Buturugi, așa se zice. Da, nu întâmplător am ales să stăm și noi, da, pe Buturugi. Asta știu că ne-a spus părintele. Eu vă întreb din timpul vieții, când l-ați, da, cunoscut. Ce anume vă amintiți din momentele pe care le-ați petrecut cu el? Din momentele în care le-am petrecut cu dumnealui, așa cum v-am spus, nu vreau să mă repet, un om foarte bun. Am fost de foarte multe ori la domiciliul dumnealui cu mari personalități ale României după Revoluție. Îi se puneau întrebări, răspundea, nu mai avea vedere, deci în ultimii ani n-a mai văzut. Un om respectat în comună. Veneau anumite persoane cu anumite afecțiuni la el, le binecuvânta și s-au întâmplat foarte multe lucruri când persoanele respective s-au însănătoșit. Vorbați de personalități. Ce personalități l-au vizitat pe Petrache Lupu? Păi în perioada respectivă a fost scriitorul Marin Sorescu, a fost Adrian Păunescu, a mai fost și, nu mi-amintesc, dar pe toți, dar toate persoanele respective au fost însoțite de mine și au stat de vorbă cu dumnealui la locuința din Maglavit. L-a spus ceva referitor la lucruri care se vor întâmpla în viitor? Le-a dat anumite sfaturi? A spus ceva? Vă amintiți, domnul? El spunea următorul lucru, că i s-a arătat Dumnezeu ca o persoană care plutea deasupra pământului îmbrăcat într-o culoare albă și mirosea așa de frumos mai mult decât toate florile de pe pământ. Și a spus să ducă în sat, să le spună la oameni, să nu se mai dușmănească, să se respecte și să se ducă la biserică. Nu s-a dus după prima vinere și în a doua vinere s-a întâmplat același lucru. Atunci s-a dus și a povestit preotului Bobin, care era paroh în Maglavit, despre acest lucru. Din câte știu eu, părintele Stăniloae, un mare teolog, a spus că într-adevăr a fost o teofanie. Deci a recunoscut acest lucru. El și-a dorit această mănăstire, domnule profesor? Și-a dorit această mănăstire. Aș vrea să vă spun un singur lucru. A vrut să fie adus aici la mănăstire, chiar m-a rugat să nu fie adus după ce va muri, decât dacă se face mănăstirea, că nu vrea să rămână singur prin pădure. Și în același timp m-a rugat ca să ia și să luăm și osemintele soției sale, Veta. Am procedat ca atare, am respectat dorința și am înmormântat aici. V-a spus ceva legat de viitorul României? V-a spus ceva legat de, știu eu, lucruri pe care trebuie să le facem, domnul profesor? Nu am discutat aceste lucruri, nu vreau să spun povești, dar cine a vorbit cu el și cine a încercat să-i facă rău, a pățit belele mari. Explicați-mi, povestiți-mi. Păi, pe exemplu, a venit cineva aici, era o candelă care a ars pe toată perioada în mijlocul bisericii, stâlpul din mijlocul bisericii, pe planșeul ăla care era, candela a ars tot timpul și au venit cineva, atunci când au venit comuniștii,
și a distrus crucea de aceea și aici la ieșire în dreapta s-a pus o furtună, mai târziu n-a mai văzut, mai târziu a pierdut pe toți cei dragi. Spuneți că Petroache Lupu, după revelație, și-a recăpătat vederea pe care și-a pierdut-o în ultimii ani de viață. Da, el, ca copil fiind și la vârsta respectivă, era gângav. Și-a revenit, a vorbit, și-a revenit și vederea. Mai târziu, la bătrânețe, din anii 90, n-a mai văzut. Deci mănăstirea a început construcția în 1993? Da, dar bazele cu reconstrucție a fost puse din 1991. Deci el trăia atunci, domnule. Trăia atunci, sigur că da. De preanaltul academicianul Nestor Vornicescu, care era mitropolitul. Și a venit aici în momentul în care s-a pus aici, piața de temelie, s-a rugat sau... A venit aici, a stat de vorbă cu noi. Îmi povesteați mai devreme cum a fost la mormântare. Puteți la să mormântare le spuneți și telespectatorilor... cu carul, cu... Asta, în momentul în care l-am desfumat din cimitir după 7 ani de zile de la moarte. Spuneți-mi cum a fost la mormântare și după aceea spuneți cum a fost la desfumare, cum ar veni. La mormântare a fost foarte multă lume, a fost și prea înaltul Nestor Vornicescu. A fost slujbă în biserică, lume foarte multă, înmormântat undeva în cimitir, lângă soția sa, care era moartă în perioada respectivă. Atunci a plouat sau... Nu. În momentul în care l-am adus aici și... După 7 ani, adică... După 7 ani de zile, dimineața a avut loc slujba de... Înhumare, practic. Și fiind aici cu personalități, cu preanaltul Irineu, în timpul în care se desfășura... Practic, o masă festivă, a început o ploaie care a durat cam vreo zi, așa. De nu ploase de vreo 2 luni de zile. Nu ploase de 2 luni. Da. Și spuneați că au fost dus cu car, adică... De la cimitir l-am luat și l-am dus în biserică la Maglavit, într-un nou sicriu. L-am tratat creștinește, i-am spălat osemintele cu vin și cu ulei. După care a fost îmbrăcat în straie, l-am dus în, îmbrăcăminte, da? De cioban a fost, în cioban a fost îmbrăcat? Nu, în haine, da. Și l-am dus la biserică la Maglavit, s-a ținut o slujbă de înmormântare așa cum se ține, după care pe un car organizat de noi cu 2 cai care trăgeau, a fost pus pe car și însoțit de acolo de locuitorii din comuna Maglavit până la mănăstire. La mănăstire a fost ținut peste noapte și a doua zi a fost înhumare dimineața. Din punctul dumneavoastră de vedere, Petroache Lupu a fost un sfânt, domnule profesor? Din punctul meu de vedere și din cunoștințele pe care le știu eu și din materialele care s-au scris, cred că da. Sunt de acord cu părintele, cum a spus Staniloae, care a spus că a fost o teofanie. Cunoașteți oameni care, mergând la Petroache Lupu, rugându-se în același timp cu el, s-au vindecat de anumite boli sau de... N-aș putea să dau nume, dar s-au vindecat, pentru că el ținea slujbe nu aici. Este undeva spre Dunăre, era făcut un postament așa din unde ținea discursuri și unde se vedea, sunt fotografii ale vremii cu lume multă, foarte multă lume. Și vorbea acolo, veneau oamenii, le punea mâna pe cap, se ruga pentru ei și foarte mulți au plecat, adică între timp s-au însănătoșit. Acum, de exemplu, Mănăstirea Maglavit a fost inaugurată... În anul 2019. În anul 2019, când deja era mormântul lui Petroache Lupu aici, sau? Nu. Nu era. Era mănăstirea făcută, era ridicată, era... Deci numai decât s-au făcut lucrări ulterior de pictură și la turle s-a făcut ceva. Da. Vine lume mult aici, domnul profesor? Vine foarte multă lume la hramul mănăstirii care este de Sfânta Maria Mică. Vine de asemenea la izvorul tămăduirii care este în vinerea de după Paști. De fiecare dată la slujbă vreau să scot în evidență atașamentul preanaltului Irineu
mitropolitul Olteniei pentru acest loc, vine de fiecare dată. Au fost multe personalități aici, foarte multe, care au venit cu ocazia acestor manifestări. Din familia lui Petrache Lupu mai trăiește cineva, domn profesor? Din familia lui Petrache Lupu nu mai trăiește decât o nepoată. A avut doi copii, Alexandru cel Mare, cel mic Mihai, care a fost botezat de regele Mihai, și a avut patru nepoți, dintre care doi mai trăiesc. Cea care, o nepoată care e la casa unde a locuit el și una la casa lui Mihai. De altfel, în 1989 am fost vizitați aici de regele Mihai, cu regina și cu doamna Mezincescu. Au venit special? Au venit special. La Petrache Lupu? Da. El am prezentat pe fiul, pe Mihai. A stat aici undeva în spate, acolo era chilia preotului. A zis că vine și stă 10 minute, a stat mai mult de o oră și spune că nu s-a simțit, s-a spus că nu s-a simțit niciodată mai bine ca în locul respectiv.